Salutare, numele meu este Mihai Nițan, suntem la Outdoor Rec, suntem la Authentic Spirit, iar astăzi eram alături de mine pe Vlad Grama. Eu, salutare! Salut, salut! Iar astăzi vorbim despre echipamentul potrivit, pentru că nu este vreme rea, este doar echipament adecvat. Adecvat, corect. Primul articol despre care vorbim astăzi este o bluză de la Fox, care mie personal îmi place enorm de mult. Este vorba despre Defend Thermo Hooded Jersey. Este o bluză cu cagulă. În 2021, spre deosebire de anul 2020, vine cu un feature nou, cu buzunar, cu fermoar la gât. Mâneci windproof, buzunar generos de stocare în spate. Da, aici pentru... poți să spui ori o putea... pelerină, o vestă, batoane îmi pun uneori sau ceva de mâncare. Oricum, e un stash pocket extraordinar. E o bluză care ține de cald și pe coborâre și pe urcare. Este o bluză care îți păstrează căldura sub o formă, cea mai ușoară formă pe care o poți găsi de la o bluză. Form fitting, nu? Și bineînțeles, super rezistentă la abrazivități, la abraziune. Da, și asta e tare la bluza asta, nu Vlad? Că poți doar să o pui pe tine și să nu-ți mai pui o grămadă de layere sau... Yes, next to skin insulation, exact. Exact. Da, e doar bluza asta, e vorba despre bluza asta direct pe corp. Cum am zis, mânecile sunt windproof și venim vorba de parte de main body, putem să completăm cu o vestă mai groasă sau mai subțire. Gluga este integrată. Și pot să pun casca peste ea, ceea ce e minunat. Top. Da. Da. Chiar poți să prezentăm. Hai să vedem. Oh, perfect. Ok, mi s-a făcut cald instant. Da, asta e plin de cele mai faine echipamente de dat pe care le-am în orice condiții. Și cred că suntem gata să dăm o tură. Yes! Let's go! Dar, dacă vremea se răcește considerabil, avem un al doilea articol despre care povestim aici, și anume o geacă, tot de la Fox, care și arată extraordinar, dar Vlădos ne poate spune mai mult despre ce poate să facă geaca asta sau ce funcții îndeplinește. Corect, hai să începem cu începutul. E vorba despre Fox Prime Alpha Jacket. Este o geacă care vine cu o insulație numită Polartech Alpha. Polartech Alpha este unul dintre cele mai bune tehnologii în ceea ce privește activitățile start-stop. Regulează atât de bine temperatura în interior, iar dacă suntem transpirați, ne ține la fel de cald precum lâna de oaie, nu ai putea zice. Adică după ce am o urcare foarte grea și transpir și nu mai pot, pe coborâre nu o să-mi fie frig, pentru că geaca asta și respiră bine și îmi ține de cald extrem de bine. E super lightweight. Spre deosebire de celelalte modele din 2020 sau 2019, aceasta vine cu glugă, bineînțeles, și ea e toată acoperită în interior cu acest Polartech Alpha. Ce aș putea zice? Că e o tehnologie pe care o folosește armata americană, nu? Armata Statelor Unite. Da, mi-ai zis de chestia aia, destul de impresionant. Da. Foarte tare că... Hai să vedem cum stă pe tine, ce zici? Ok. Te probăm? De ce nu? Super! O, acum aș putea zice că mă dau la fel de bine ca tine. Eu nu pot zica la fel de bine ca tine, da. A, mulțumesc! Super! Da, oricum, e super lightweight. E incredibil de lightweight. Da, nici nu o simți pe tine. Asta e iarăși o chestie foarte faină la articolele astea. Și împreună cu bluza, cu Thermodefended Hood Jersey, chiar fac un sistem de foi de coș, de foi de ceapă, da? Adică, care chiar ajută. Da, adică lucrează împreună să facă mai bine, mai mult. Să se adapteze la condițiile virgine prin care ne dăm uneori, da, când trecem de toamnă, de apogeul toamnei. Da, da. Pentru că nu ne plictisim niciodată cu bicicleta, deci perfect. There's no stop. Înainte am vorbit despre trenul superior, iar acum vorbim despre trenul inferior al corpului.
O să vă prezentăm aici două modele, tot de la Fox, de pantalon de iarnă. Primul este... te rog, spune Vlad. Deci o să vorbim prima oară despre Flexair Polar Tech Alpha. Flexair-ul este ramura prezentată ca fiind cu maximum de mobilitate și respirabilitate din gama Fox. Și acest Flexair în speță vine cu niște secrete, și anume acest Polar Tech Alpha pe care vi l-am prezentat și în geaca Prime Alpha Jacket, da, există pe partea din fața pantalonului până deasupra genunchiului, completându-se cu o genunchieră pe dedesubt, mai apoi cu șosete groase și, bineînțeles, unde e cel mai important, zona asta din spate, de la lombar, beneficiază tot de aceeași tehnologie de Polar Tech Alpha, chiar acolo în zonele alea unde transpiri și după ce faci o mică pauză, ți-e frig de nu mai poți. Și nu vrei să-ți fie frig acolo deloc. Da. Water resistant, rezistă la ploi ușoare, sunt suficient de rezistenți la orice ține de abraziune, respiră incredibil de bine și poți să te simți în ei ca și cum nu ai pantaloni. Să sperăm că nu chiar. Să nu-i ui. Iar a doua pereche despre care urma să vorbim este pentru condiții un pic mai nefavorabile. Da, deci atunci când vorbim despre iarnă în toată regula, dar nu avem zăpadă, e soarele pe cer, totuși bicicleta îți face cu ochiul, ai vrea să dai o tură, s-ar putea să nu fie suficient Flexair Polar Tech Alpha. Așa că o să vă îndreptăm un pic cu privirea spre Defend Fire Pant. Defend Fire Pant este ultimate mountain biking pants. The most pants, hardcore. Ok, am înțeles. Izolație completă de sus până jos, tot cu același Polar Tech Alpha. Polar Tech Alpha este topul de gamă din izolația celor de la Polar Tech. Este un pantalon water resistant, super rezistent la orice ține de frecuș în pădure, prin faună și așa mai departe. Bineînțeles, cordura în genunchi, reinforced. Ce să mai zic despre ei? Vin în camo și în black. Ok, am vorbit despre trenul superior al corpului, am vorbit despre trenul inferior al corpului, am văzut ce pantalon putem să purtăm. Acum hai să vorbim un pic cu ce ne încălțăm. Clar, un papuc de mountain bike e extraordinar, dar degeaba. Dar nu e destul. Dacă nu ai o șosetă potrivită și te stropești, se udă șoseta, mai apoi ți-e fric toată tura. Avem aici două modele, de fapt e același model pe două culori diferite, e o șosetă extraordinară din lână de merino de la Fox. O șosetă de 8 inch, nu? Suficient de înaltă ca da, să se completeze cu genunchierele, da? Deci o să-ți ajungă în principiu cam acolo. Întotdeauna mi-a ajuns exact unde am avut nevoie, nu era niciodată prea scurtă și eu de obicei nu prefer să mă dau în condiții umede, dar când sunt nevoit să mă dau sau la concursuri, m-au salvat enorm de mult șosetele, chiar dacă par un detaliu mai... Mai mic. Mai puțin important, este foarte important și faptul că îți păstrează confortul în ceea ce privește că ești uscat. Exact. Sau că ți-e cald, chiar dacă șoseta e udă, ai intrat într-o baltă, te-ai udat, șoseta udă, lână de merino, ține cald, exact ca lână de oaie. E incredibil de confortabil, într-adevăr. Deci nu da înapoi de la așa ceva. Și avem mai multe culori. Ultimul articol despre care vorbim este indispensabil, iar este vorba de niște mănuși tot de la Fox, extraordinare pentru vreme tot așa mai nefavorabilă. Iar Vlad ne Ranger spune... Fire Glove-ul, clar, e un accesoriu indispensabil. Da. Chiar dacă e vară, chiar dacă e iarnă, vara când ți-e transpirată mâna, e groaznic fără mănușă. Exact. Iarna, în schimb, fără mănușă, degeri. Nu prea poți fără, da. Fox a venit cu Ranger Fire Glove, e o mănușă water resistant, ai super mult grip, ai zone cu silicon acolo unde prinzi de frâne, bineînțeles este compatibilă cu touchscreen-ul telefonului, aproximativ toate mănușile de la Fox sunt așa, dar inclusiv astea cu izolație merg pe acel touchscreen, așa că nu o să trească să-ți dai jos mănușa când vrei să-ți schimbi piesa preferată. Ce bine! Perfect fit. Tu porți L, de obicei? Da. Asta este un L. Deci
Să mă asigur de obicei să îmi intre mănușile perfect aici între degete, să nu... Iar pe partea cealaltă, în cazul în care e prea mare mănușa, da, se face bulkiness aici. Exact, că... aia nu-mi place. Cum de obicei. Ți se pare? Mi se pare că... E la limită, e chiar ok. Suportabil, adică da, ca să ai totuși feel pe ghidon. Exact. E o chestie, că nu ai feel, e cam aiurea. Da, da, aia de obicei nu-mi place la mănușile groase, dar se pare că Fox a reușit să elimine mare parte... chestia la mănuși. Da, mi se pare că e chiar la limita suportabilității. Chiar dacă e o mănușă groasă, o să ai suficient feel pe frână, pe ghidon în sine, ca să ai flow și, și stilul tău în continuare, așa cum, cum îl vrei și cum ți-l dorești. Exact. Un detaliu extraordinar pe care nu vreau să-l omit este faptul că are manșeta asta mult mai lungă decât majoritatea mănușilor de pe piață. Ce se întâmplă? Când o iei pe mână, se îmbină cu bluza. Adică nu o să-ți rămână porțiunea asta de încheietură goală, unde știi prea bine că nebunești de frig dacă, dacă e descoperit. Da, cam orice, da, e bine să nu deci fie descoperit. Deci eu, this is where the money is. Sunt Mihai Anițan, dacă v-a plăcut episodul de astăzi, dați un like, share and subscribe și ne vedem data viitoare la Outdoor Rec. Bineînțeles, dacă vreți să încercați să puneți mâna pe materiale, să vedeți despre ce e vorba sau chiar să achiziționați un echipament, vă așteptăm oricând în magazinele Authentic Spirit sau în magazinele partenere.